Boala diareică acută este o afecțiune gravă care se întâlnește în mod frecvent pe timpul sezonului cald, în special în zilele caniculare. La nivelul județului Mureș, cazurile de boli diareice acute sunt în creștere față de anul trecut. În cursul anului trecut, în această perioadă, mai exact în luna iulie, au fost înregistrate 115 cazuri de boli diareice acute. Aceste cazuri sunt raportate de către medicii de familie. Iar dacă facem o comparație cu luna trecută, deci cu acest an, același perioadă de timp s-au înregistrat 136 de cazuri. Vedem că nu este diferența mare, dar totuși anul acesta au crescut aceste cazuri. Boala diareică acută poate fi prevenită ușor de către fiecare individ, respectând cu strictețe normele de igienă individuală și alimentară. Știm că bolile diareice acute se transmit datorită alimentelor contaminate, deci în special printr-o prepararea lor sau păstrarea lor în condiții necorespunzătoare, prepararea lor într-o igienă precară. Deci, în primul rând, aș recomanda respectarea normelor minime de igienă, spălatul corect al alimentelor, achiziționarea lor din surse sigure și păstrarea acestora în spații frigorifice. Simptomele caracteristice bolii diareice acute sunt temperatura corpului ridicată, dureri în regiunea abdomenului, greață, vomă, scaun lichid și frecvent. La apariția acestor simptome este necesar să vă adresați medicului. În caz contrar, riscați răspândirea infecției și molipsirea altor persoane.